seara. Un meci foarte dificil, după cum ați văzut. Slavă Domnului, până la urmă am învins. Deci Dumnezeu a fost în această seară cu noi. Mulțumim mult, Domnului. Un meci foarte dificil. Nu ne s-a reușit să facem tot ce ne-am propus, ce am lucrat în antrenamente. Evident, am spus înainte de meci. Întâlnim o echipă foarte bună, o echipă tenace, ceea ce a ratat în joc. N-am decât să mulțumesc tuturor jucătorilor și tuturor celor care au fost prezenți și au crezut noi până în ultima minută. Mulțumesc. Vă rog întrebări pe jos, pe jos. E adresul. Da. За исключением того, что для вашей команды, к сожалению, не пошли в финал Кубка, что сегодня не получалось? 120 минут бегали, старались, хотели, но что не получилось? Вот это не получилось, выйти в финал. Какие вы видите причины? Какие причины? Чтобы выходить, нужно забивать. Матч нужно забивать. Еще вопрос от Игоря. Игорь Иванович, по результату этих двух часов игры, складывалось ли у вас ощущение, что все-таки «Динамо» заслуживали больше соперников? Это уже никого не интересует. Заслуживали или не заслуживали. Проиграли. Da, a fost în cadrul antrenamentului, am discutat și această situație posibilă, ceea ce a fost. Foarte mult a vorbit antrenorul de portari, Ivanici, de ceea ce țin să-i mulțumesc. A vorbit și înainte de vârturile de partajare, a vorbit că l-am zis că l-a luat într-o parte și a discutat cu Emil Tânur în privat. Ceea ce mulțumim foarte mult, i-a sfat încredere și până la urmă a fost un rezultat pozitiv. După când s-a început seria de penalti și când primele trei nereușite, ce emoții, ce gânduri au fost în acele secunde? În acele secunde nu era decât să ne rugăm bunul Dumnezeu. Ne-a rugat mult, foarte, pe bune personal am făcut-o. Și după ce am scos, după primele trei penalturi ratate, după ce am reîntors sau am ajuns la egal cu ei, deci, după aia am fost convins că vom învinge. Игорь Иванович, серия пенальти, это, как принято говорить, так скажем, в футбольном народе, это лотерея, либо есть какие-то в этой какие-то ловкости, какие-то закономерности. Сегодня изначально все складывалось позитивно для вас, потом отошло на иначе. Что вы думаете про серию пенальти в целом сегодня? Пенальти? Для кого лотерея? Для кого это мастерство, умение? Сегодня не хватило мастерства? Наверное, никого не другому. Игорь Иванович, уже прошло несколько туров в чемпионате, и команда уже сыграла и в Кубке Молдовы.
финалу știm că e ceva timp. Ne pregătim la momentul de față, ne pregătim pentru meciul din campionat ce urmează în weekend. După aia vine și meciul cu Mălsame și încercăm să tragem concluzii. Dar cu siguranță ne vom pregăti foarte bine contra echipei Mălsame, pentru că știm că e finală, miza e foarte mare, foarte mare. Ne vom pregăti când va veni timpul.